Cine nu recunoaște aroma inconfundabilă a mentei, aceasta este un adevărat izvor de vitalitate. Fie că îți împrospătează respirația, fie că îți dă o stare pozitivă, menta are un cuvânt de spus și cu siguranță unul bun. Probabil prima întrebuințare a mentei care îți vine în minte este arhicunoscutul ceai. Da, este aromat, este bun și este și preferat pentru probleme digestive. Însă putem lărgi gama de întrebuințare a ceaiului de mentă. Acesta are și un efect calmant, nu la fel de puternic însă ca cel al ceaiului de tei. Mentolul conținut este substanța care relaxează, calmând durerile de burtă cât și migrenele. Mai mult de atât, menta conține potasiu, calciu și vitamina B. Toate acestea sunt responsabile cu tonusul. Consumând această plantă, starea generală va fi una pozitivă, având mai multă energie și nu numai, se pare că mărește și puterea de concentrare. Totodată te poți asigura împotriva infecțiilor prin consumul de mentă, fie la diferite sosuri, mâncăruri, fie sub formă de infuzie, deoarece are un efect antiseptic. De asemenea, aroma sa puternică face ca această plantă să fie recomandată sub forma uleiurilor volatile pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii. Tot datorită aromei sale tonifiante, menta este utilizată și în industria cosmetică. Astfel, putem vorbi și de pasta de dinți, cât și de creme, șampoane sau geluri de duș, toate aceste produse ducând la o senzație de prospețime. Poți folosi această plantă în foarte multe moduri. O poți planta în ghiveci pentru a te bucura de aroma ei proaspătă în toată camera. Poate fi folosită la sosuri, mâncăruri, complexe cu carne și legume, acționând tot ca un condiment, ceaiuri, prăjituri, înghețată și nu numai. Bineînțeles să nu uităm nici de produsele cosmetice și nici de cele de aromaterapie. Ulei volatil pentru trezirea simțurilor prin odorizare, inhalare sau masaj corporal.